Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dădătorul de Viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Amin. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea a legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pierire. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Ca Ta este puterea, slava și împărăția al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus și Te rugăm să binecuvintezi adunarea noastră prin prezența Duhului Tău în mijlocul nostru. Cercetează fiecare suflet care a venit în locul acesta, Doamne. Ajută-ne ca să fie un timp cu folos pentru fiecare dintre noi, timpul pe care îl vom petrece împreună în adunarea Ta. Doamne, dacă suntem tulburați, dacă gândurile noastre sunt păsări în furtună, dacă ne frământă atâtea și atâtea lucruri pământești și probleme din viața aceasta, Te rugăm pacea Ta să vină peste fiecare dintre noi. Și acolo unde e tulburare mare, acolo să vină pacea mai mare, Doamne. Acolo unde e suferință, acolo să vină și alinarea Ta, Doamne. Te rugăm, Domnul și Dumnezeul nostru, să nu ne lași să plecăm din locul acesta fără să ne fi întâlnit cu Tine în inimile noastre, Doamne. De aceea Te rugăm să cobori în fiecare inimă din locul acesta, Doamne, să nu Te uiți la păcatele și neputințele noastre, căci care om este vrednic să stea înaintea Ta și în care inimă de pe pământul acesta Tu poți să vii cu sfințenia Ta, Doamne. Numai prin harul Tău ne putem întâlni cu Tine, numai prin harul Tău suntem ceea ce suntem și de aceea venim îndatorați față de acest mare har și în această după-amiază înaintea Ta și Te rugăm să primești mulțumirile noastre pe care le aducem înaintea slavei Tale, Doamne, pentru tot ce ai făcut în viața noastră până în clipa aceasta. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai păzit de cel rău, îți mulțumim că ne-ai ținut pe calea aceasta, Doamne, și am putut să primim har după har, binecuvântare după binecuvântare în viața noastră. Îți mulțumim că nu datorită vredniciei noastre, ci datorită harului Tău și dragostei Tale față de oameni, putem să venim și în această după-amiază înaintea Ta, Doamne. Te rugăm în mod deosebit să vii în mijlocul nostru, așa cum ai promis și noi credem promisiunea Ta, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi cântarea, poezia și cuvântul. Fă ca tot ce va fi ca program în această după-amiază să fie numai și numai de la Tine pentru noi un dar, Doamne. Pune foc în cântare, în cuvânt și în poezie, Doamne. Ajută-ne să plecăm din locul acesta cu un cuvânt ziditor pentru fiecare dintre noi, Doamne. Ajută-ne să plecăm din locul acesta mai hotărâți să mergem pe calea Ta, mai bucuroși că Te avem pe Tine, mai bucuroși că ne avem unii pe alții în adunarea aceasta curată și sfântă, Doamne. Îți mulțumim pentru toate, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt, dorim să rămânem și pe mai departe cu Tine, dorim să rămânem în adunarea Ta, binecuvintează copiii,
tineretul, bătrânii, pe toți cei care se implică în program, pe toți cei care depun eforturi, Doamne, ca lucrarea Ta să meargă mai departe, Doamne, întărește-i pe toți, pentru că toți sunt chemați să fie împreună lucrători cu Tine, Doamne. O slavă veșnică îți aducem Ție, Domnul și Dumnezeul nostru, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, în veci de veci. Amin. Cântați, frați și surori, cântați în dulcea și